Bună ziua, bine ați venit astăzi alături de noi. Suntem bucuroși să lansăm pentru prima dată în România combina CR11 de la New Holland. Este o muncă de mai bine de 10 ani a inginerilor de la Zedelgem, centru de excelență pentru activitatea de recoltat în cadrul New Holland. După o experiență de aproape 50 de ani în ceea ce înseamnă twin rotor, New Holland a inventat și a lansat pentru prima dată în piață această tehnologie în anul 1975. Combina aceasta nu e o combină dezvoltată pe o platformă veche, doar tehnologia pe care o știm de pe modelele anterioare de CR am folosit-o, însă ei au proiectat o combină complet nouă, cu peste 90% dintre componente complet noi. Ne-am dorit să facem o combină care să fie mult mai productivă, mult mai performantă, care să se încadreze totuși în aceeași greutate ca combina CR10 și să corespundă din punct de vedere dimensional cu restricțiile pe care le avem în Europa, astfel încât această combină este aproape la fel de grea ca CR10-90 și este doar puțin mai lungă decât CR10-90, astfel încât ea se încadrează pentru circulația pe drumurile publice din Europa. Dacă vorbim de conceptul de zero pierde, această combină este echipată cu un sistem de curățire twin, clean, ceea ce înseamnă că au folosit sistemul de curățire de la CR1090 și pe lângă acesta au mai introdus încă un sistem de curățire. Noi spunem că practic sunt două combine într-una singură, iar prin intermediul acestui sistem dublu de curățire, capacitatea de curățire a combinei crește cu 50%. Un prim semn este faptul că astăzi am fost onorați cu prezența unui număr foarte mare de fermieri, dar nu numai asta, eu vreau să vă spun că în ultima perioadă am primit foarte multe întrebări, pentru că fermierii noștri își doresc foarte mult să schimbe atitudinea, să schimbe tactica de când vine vorba de recoltare, pentru că ne lovim din ce în ce mai mult de lipsa forței de muncă în toate domeniile, dar mai ales în agricultură, și foarte mulți dintre ei își doresc să înlocuiască 2-3 combine mai vechi, de capacitate mai mică, cu această combină care este cea mai productivă din lume. New Holland și împreună cu noi suntem obișnuiți cu recordurile. Combina CR10-90 este deținătoarea recordului mondial încă din 2014 pentru cea mai mare cantitate de grâu recoltată în 8 ore. Din 2014 până astăzi sunt peste 10 sezoane când niciun alt competitor nu a reușit să bată acest record. În ultimii 10 ani, New Holland n-a stat pe loc, a dezvoltat această combină care este mult mai productivă decât combina care deține recordul mondial și astăzi, și ne așteptăm ca la un anumit moment să existe o încercare de a bate un record și mai mare de către New Holland. Și noi suntem bucuroși că în 2022, împreună cu New Holland, am stabilit un record în România. Atunci am folosit o combină de capacitate medie pentru că am vrut să ne adresăm unui număr cât mai mare de fermieri și combina CR8-90 la vremea aceea, care a stabilit recordul mondial, s-a dovedit a avea un succes foarte mare în România. Așadar, suntem obișnuiți cu recordurile și nu ne sperie nimic. Suntem pregătiți să facem asta.